reacționăm la bătălia dintre The Blob și creatura Mosasaurus. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Astăzi se anunță o bătălie pe cinste, pentru că The Blob s-a luat la ceartă cu această creatură, Mega Mosasaurus. Să vă spun, știi ce, n-am auzit până acum în viața mea de creatura asta, însă din câte am înțeles, este ceva dinozaur super super periculos. Scrieți la comentarii cine credeți că o să câștige. Asta e, uitați-vă la el. Asta este Mega Mosasaurus. Bă, sincer, arată puțin înfricoșător, să spunem. Bă, eu zic că nu are nicio șansă cu Blob. Știți că eu, frate, sunt cel mai mare fan Blob. Deci eu zic că îl distruge Blob. Bă, îl mănâncă, știi ce-i face? Vedeți, cum îi zice, creasta asta de pe el? Rupe Blob. O rupe Blob din el. Ești nebun? Uitați-vă la el. Bă, ești tu mare șmecher, bă, dar ești mai șmecher ca de Blob. Hai să fim serioși. Ia vedeți. Ia păzea. Ia vedeți. Oh, oh my god! Bă, ăsta-i! Cumva am greșit? Frățiu, cred că nu ăla-i de... Bă, nu cred că ăla e... Cred că de Mosasaurus e celălalt. Nu? Da, bă, da, bă! Ok, bă, ia stai puțin că ăsta arată mai fricoșător. Mamă, frățiu, pe ăsta... Oricum, dinozaurul ăla... Tireroceaptorul ăla, cum îi spune, n-avea nicio șansă în fața lui The Blob. Bă, da, ăsta s-ar putea să aibă o șansă. Fie vorba trebuie asta, s-ar putea să aibă o șansă, fraților. Ah! Oh, mama, a venit să ia mâncarea. Bro, mamă, nu mă așteptam la chestia asta. Bro, The Blob, te bagi în treaba altora, frățiorul, ai grijă. Adică eu știu că te-ai șmecher și că-ți permiți. Ia, vedeți, l-a mâncat ăla. Blob i-a luat numai coada. Hai să vedem bătălia. Mamă, băi, bă, mă, dar și este un fel de dinozaur. Că ți-a zis ce Mega Mosasaurus. Oh, nu! Nu, mamă, bă, The Blob, ce faci, bă, stai cu gura căscată, bate-te și tu acolo, frățiorul. Ce faci, mă, doamne, băi, frate, o să facă The Blob ceva, vă rog eu. Aiei, bă, l-a luat! Rupe, mă, din el! Ba, mă, i-a rupt coada, da, gata, a câștigat, bă, aici, frate, oricum se anunță mare câștigător, nu? 100% e câștigător. N-are nicio șansă. Haide, mă! Haide! Dă-i, mă! Haide, Blob! Cine a câștigat? Let's go, baby! Nice! 1-0! Hai că, deci, am nimerit prima bătălie, frate, mai avem încă două bătălii. Deci prima am nimerit-o, 1-0 pentru mine. A doua bătălie, fraților, este ceva mai specială. Este dintre Blobzilla și Godzilla. Însă sunt niște variante speciale. Este vorba de Blobzilla Earth, care cred că e o combinație între Blob și Godzilla Earth. Și după avem Abyssal Godzilla. N-am mai auzit până acum de Abyssal Godzilla. Hai să vedem cum se formează. Deci cred că este o combinație între Godzilla Earth și The Blob. Blobzilla Earth ăsta, nu? Cred. Mă, ce e asta? Stați, face-o că The Blob se duce jos. Vrea să mănânce nebunul. Asta face tot timpul, man. Totdeauna. Ce s-a întâmplat? Ok, deci asta e Blobzilla Earth. Mamă, deci vedeți cât de mare e The Blob și cât de mare e Blobzilla Earth. Ok, și după avem Abyssal Godzilla. Să vedem, cred că aia e Abyssal Godzilla, prima de am văzut-o, nu? Da, asta. Mamă, ce a făcut lui The Blob al nostru, fraților! Nașpa. Mamă, chiar nașpa pentru frățiorul nostru The Blob, bă. Ce nașpa. Vine Blobzilla. Ok, acum cred că și-a dat seama Blobzilla despre ce e vorba. Și-a dat seama că cineva s-a luat de un Blob și practic din familia ei, bănuiesc. Aha. Ia du-te tu rapid. Hopa, acum n-am mai dat direct să muște. Aha, că nu poate să o muște pe Blobzilla. Ia vedeți, fraților, asta este Abyssal Godzilla. Jesus, man. This is insane. N-am asta chiar insane, față o creatura asta. Sincer să vă spun, n-am mai văzut-o. Wow, e chiar insane.
Mamă, bă, voi vedeți, mamă, bă, să vă dați seama cât de gigantică e creatura asta. Gândiți-vă, Bloop, cât de gigantic e față de toți peștii din ocean. Ați văzut cât e Bloop pe lângă Bloopzilla, care e gen de 50 de ori cât Bloopzilla, cât Bloop normal. Și uitați-vă acum la Beast Godzilla asta. Bro, asta cred că e cea mai gigantică creatură de până acum. Abyssal Godzilla. Da, tot țin cu Bloopzilla, vă dați seama. No, 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 mamă, bă, asta e cea mai gigantică creatură de până acum. Și, bro, tare mie, fraților, deci eu, sincer, acum eu țin cu Bloopzilla, dacă e că o să piardă. Pentru că dacă v-ați mai uitat și la alte d-astea, ați văzut că de fiecare dată Godzilla era aia mai mică și tot avea foarte multă forță. Acum Godzilla e aia mai mare, bro. Și, mamă, ia uite că i-au luat piciorul. Mamă, ce-a dat cu Bloopzilla de pământ. Nu știu, frate, asta e ce, eu țin cu, cu Godzilla de pământ, eu țin cu Bloopzilla, bro. Dar nu știu ce să se întâmple. No! Nu fa asta, bro, nu! Haide, mă, Bloop! Revinoți! Ia că se încarcă, nu, că se încarcă, nu se termină bine. Nu se termină bine pentru adversar când se încarcă. Ai... Oh, shit! No, nu se poate termina așa, se trezește. Se trezește și dă cu ea de pământ, bro. Da, mă, ia, uite-l. Acum e bătălia finală. No, nu m-ați folosit balastru. Opa, dar stați, bro, am și uitat că Bloop are și el de asta, că e Bloopzilla. Dai! Dai startul! Mamă, dar deși n-a trecut prin ea, bro, și a pus-o, gen, s-o pună la pământ, să-i arate cine e șeful adevărat. Zero șanse, bro. Zero șanse. Mamă, uite-ți, vezi, s-au făcut mâinile roșii. Zero șanse, bro, vezi că vine Bloop după tine. Ce dai cu mâna? Ce crede că se întâmplă? Down! Down! Let's go, baby! Let's go! You are down! Ești down, sora mea. Nu. Care că asta e finalul? Ce s-a întâmplat? Mă, frate! Haide, mă, bro! Vine Godzilla din spate și arată Godzilla Earth. Hai, dai, mă. Hai. Execut-o pe asta. Doamne, bro. Foarte trist, fraților. Foarte trist. Iar acum ultima bătălie se va da între Bloopzilla și altcineva. Urmează să vedem care e treaba. Mamă, ce e asta? Asta e Bloopzilla direct. A început. Deci vedeți videoclipul, se numește doar Bloopzilla. Nu știu exact între cine se va da bătălia. Mamă, cine e ăsta, bro? Cred că se bagă față toate creaturile versus Bloopzilla, cred. Ia, scrie ceva în descriere? Nu. Jesus. Ia, vezi, bro, bă, ce, cât ai că ai o șansă? Cât ai că ai o șansă în față acestei creaturi, bro? Ești pe bune, faci mișto? Mamă, ce bă, țânțarul ăsta? Mamă, ia vezi, acum sare Bloopzilla. Mamă, ia ce e asta? Asta e altă Bloopzilla. Aba nu, sau? Nu. Ba da, ia uite, bro, ce-i Godzilla asta? Ia vedeți cum sare și-o ia pe asta. Dai! Pregătiți-vă! Start! Aia zic. Sora mea, când să mai duci, cine te-a pus, bro? Știai și tu că în zona aia unde zbor tu se află creaturi de-astea, cine te-a pus? Cine te-a pus să te duci pe acolo, a? Nice, let's go, boys. Aude și pe ăștia. Nu mai știu cum se numesc creaturile astea, dar știam. Cred că e alien, dacă nu mă înșel. Gen ca extraterestri. Ia vedeți, fățiu, că aveți... Cine e asta? Mamă, ce e creatura asta, bro? E un fel de Godzilla, dar... ciudată.
mai ciudată decât Godzilla normal, că oricum și le sunt ciudate. Dai, mă, dai. Băi, Bloop, băi. Dar unde e Bloopzilla, bro? Stai, că ăsta e Bloop. Cum îl mănânci tu pe asta? N-ai cum. N-ai cum să-l mănânci. A, nu. Nu, fraților, nu. Ia, vedeți că a venit ăsta să-l salveze pe Bloop. Prea târziu, doamne, bro. Bă, da, Bloop ăsta nu-i bun de nimica, bro. L-a bătut, pe cine a bătut la început, că am și uitat. Pe Minanozaurus ăla. Atât a bătut și el. Rupe-i coada. Aoleo, haide, bă. Să vină, bă, odată un Bloop bun. Vin toți ăștia, dar nu știu ce e creatura asta, frate, dar pare foarte periculoasă. Dar să vină, bă, uite, mă, și are și bă, super abilitatea asta, bă, dar să vină unul bun, bă, să dea cu ăștia de pământ. Ia, vede și are cum o colată la fugă, săracu. Fugi, frățiorul, fugi, fugi. Prea târziu. Bă, cineva, bă, să dea peste creatura asta, te rog eu. No. Dai mă pace, mă. Dai mă pace. Desigur că nu-i dai pace. Doamne, bro. Ah, mă, bă, să vină, bă, cineva. Aia zic! Let's go! Let's go! Cine e? Aha, ia! Ia, vedeți! Tă! Da, mă, da! Frate, ce-i câștig aici? Știți pe cine mă duc eu? Nici nu mai trebuie să zic. Haide, dă-i! Nice! Get down, bro! Get down! Nice! Mai fac așa bine! Ia, vedeți, mă, că vin toți blupii ăștia, bă, primul mai poate să vină, că na, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el. Dar totuși, vin toți blupii ăștia, fraților, și se bagă toți în aceeași echipă și dau mătură pe jos cu asta, ești nebun? Dai, eu, hai. Ok, cineva a murit, fraților. Eu zic că Bloopzilla a câștigat. Ha, mă, te rog, eu să numește și videoclipul Bloopzilla. Mamă, uite, uitați-vă cum s-a făcut oceanul. Cine a câștigat? Bloopzilla. Ia, vedeți că a venit și Hydra. Bă, da, hai, da, aflăm cine a câștigat. Da, mă, da, let's go! Let's go! Am câștigat challenge-ul din videoclipul de astfel. Adică, cara, am ghicit ce câștigă. Nice, baby, let's go! Fraților, scrieți la comentarii dacă mai vreți să facem reacție la Bloopzilla, pentru că oficial, ok, da, bă, decizia de fapt să vă spun, Bloop e cam slab, adică, bă, el ăsta îmi place mie de el, dar e cam slab. Godzilla e destul de bună și, bă, ei în combinație sunt numărul 1. Bloopzilla este noua mea creatură preferată, scrieți dacă mai vreți să fac episoade cu ăștia.